Doamnelor și domnilor, e o mare onoare pentru mine că România vă este astăzi recunoscătoare pentru ceea ce suntem ca națiune și că va promova în Parlament, în perioada imediat următoare, 3 legi deosebit de importante pentru comunitatea evreiască. Așa cum am anunțat la începutul mandatului meu, România își continuă relația strânsă, strategică și economică cu Israelul. Mă bucură de asemenea acordarea de drept a cetățeniei române tuturor evreilor de origine română. Cea din tâi datoria mea este acordarea de despăgubiri și pensii speciale pentru supraviețuitorii Holocaustului din România, în semn de respect și de recunoaștere a suferințelor acestor eroi. Vă pot promite un lucru. România va rămâne același prieten loial și cea mai puternică voce europeană în sprijinul poporului evreu și al statului Israel. În încheiere, în final, aș vrea să vă transmit, vă spun tuturor, urarea tradițională Hag Shavuot Sameach. Shalom Haverim, Siyun in Jerusalem.